Peste 40 de companii din domeniul agricol participă la expoziția Ziua Fructelor, organizată de Moldova Fruct. Pe 12 iulie, specialiștii în agricultură din țară și de peste hotare sunt așteptați la cea de-a 6-a ediție a expoziției. Evenimentul se desfășoară în satul Coșernița, raionul Criuleni, în livada unui antreprenor. În cadrul emisiunii Actualitatea la Raport, organizatorul evenimentului, Vitali Gorincioi, președintele Asociației Moldova Fruct, a declarat că vizitatorii vor putea participa la demonstrații practice și sesiuni de instruire, unde vor discuta direct cu furnizorii și experții din domeniu. Aceste expoziții, aceste conferințe îi ajută pe producătorii noștri, îi ajută pe fermieri să cunoască, să ia cunoștință de tehnologii noi, de echipamente noi, de deci, preparate cu care trebuie să lucreze și să înțeleagă că nu doar vine cineva la el și îl lămăgește cu niște deci, preparate care după folosire lasă reziduri. Participarea la Ziua Fructelor le oferă agricultorilor posibilitatea de a rămâne competitiv și de a-și crește afacerile, spun organizatorii. Vom avea masterclass-uri pe diferite, și pe tehnologii de producere, și pe tehnologii de post-recoltare, și sortare, și pregătirea către export, și ambalajă, și multe, multe alte lucruri. Și toate aceste procese cu fir roșu este cum noi lucrurile astea îl digitalizăm, cum îl robotizăm, ca să utilizăm la maxim efect resursele cele care sunt. Expozanții încurajează participarea la eveniment a tuturor persoanelor care caută soluții eficiente și de durată pentru culturile agricole și întreținerea lor. Noi venim cu soluții de digitalizare sistemelor de irigare, vedem soluții de irigare diferite culturi subteran sau la suprafață, venim cu soluții pentru crearea rezervoarelor de apă, venim cu soluții pentru pumparea apei, pumparea inteligentă a apei, care poate fi conectată atât la rețea cât și la bateriile, panourile fotovoltaice. Expoziția este organizată de Moldova Fruct în parteneriat cu proiectul USAID, Competitivitate și Reziliență Rurală și Agenția de Investiții. Ziua Fructelor a devenit de-a lungul anilor un proiect de referință pentru producătorii de fructe, oferindu-le oportunitatea de a se informa, inspira și adopta un comportament care să le îmbunătățească afacerile și să crească competitivitatea fructelor pe piețele externe.